Oameni buni, vă salut! Vă salută Nelson Mondialu, domnilor, Doamne, dă numai bine și sănătate la toată lumea, că auziți, bine dorești, bine primești, bine faci, bine primești, rău faci, îți dai clanță singur. Înțelegeți? Domnilor, după cum vedeți, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100, 110.000 de euro. Auziți aici, 110.000 de euro. Mai oameni, nu-i vorba de bani, nu-i vorba de dușmani, nu-i vorba de... Dar vă rog frumos, doamna Mantea, am uitat numele ăla acum, Andreea Mantea. Eu întotdeauna am încercat în viață să mă feresc de numele Andreea. Știți de ce? Nu zic din perspective de campățit, nu, e cu doi de E. E singurul nume de femeie. E singurul nume de femeie care are două consoane într-o vocală. Bă, oameni, voi vă dați seama ce are, ce înseamnă asta? Nu, două vocale într-o consoană. Bă, alu, m-am ăsta, deci singurul nume de femeie, a zis și lua lovă. Andreea, să nu-ți aduci. Că de nu vorbești singur, înțelegi toată viața ta. Bun. De ce? Nu că ar fi ele, nu știu cum. Nu te înțelegi. Deci auzi să vă spun, doamna Mantea, Andreea Mantea, alu, emisiunea Puterea Dragostei. Vă spun și vă repet, nu tot tatonați terenul cu așa ceva. Chifetele ro.punct exclusiv, foarte supărată Bianca de la Puterea Dragostei a răbufnit și a spus adevărul despre mama lui Livian. Numai nu știu ce și numai fosta socră. Bă, oameni, bă, dar nu faceți fosta socră pe cucunașă. O fost cumva logodiți, o fost cumva, bă, alu, bă, să înțelegem. O stat cu e, coconașul meu în emisiune, exact cum a stat Mocanu cu el, exact cum a stat Bobicioiu cu el, exact cum a stat Iancu cu el, exact cum a stat None cu el, exact cum a stat Oianu cu el, exact cum a stat Pleșa cu el. Cine a mai stat? Eu nu pot să-i țin minte pe toți. Înțelegeți? Acum vă întreb eu pe voi. Doamnelor, mamele acestor persoane, acestor băieți, ați considerat-o cumva vreodată nora voastră? Păi și atunci de ce îmi băgați mie pe muiere că noră și din ele? Pe considerentul că în primul sezon n-a fost capabil nici unul din bărbați ăia să o țină din scurt, așa bacăr de ochii lumii, s-o țină din scurt, știți voi de ce zic de ochii lumii? Vă dau returne la imediat. Niciunul nu a fost capabil să o țină din scurt, cosărit din botă în botă. Pă când cocotierul în sezonul 2, așa, de ochii lumii, o ținut-o din scurt. Acum că s-o mai auzit de un moderator care o moderat-o sau nu știu ce-a fost ăla de la așa, de câte un tur, de câte un... Nu ne interesează pe noi. Înțelegeți? Dar băiatul meu o demonstrat așa într-o limită de 80% că dacă vrei dintr-o neau poți să faci femeie de casă. Dar am zis 80%, că ea sângele pânvenie, tătă la rare, acela sângele are. Și când ți lumea mai dragă, hop, s-o împiedicat și opticat cum? Cu gaoza în ce? În țiții. Înțelegeți? Acum că voi o băgați pe soră sa, ia uite, Bianca dă cărțile pe față în relația cu familia lui, Livian. Știu ce cred părinții lui despre mine.
dacă bărbatul așa, știu ce cred cei din familia lui despre mine. Întotdeauna relația noastră a fost susținută de una din mătușile lui Livian, adică de Pochiri. Auziți, băi oameni, să vă spun ceva. Voi, din, deci spun din momentul ăsta, că din momentul ăsta am făcut clipul, dar voi în ultimul an n-ați mai văzut-o la mine. Dacă o mai vedeți la mine în casă, să mă scuipați. Dacă o mai vedeți la mine în casă, să mă scuipați. Aia e o femeie care eu n-am vrut casă ăsta din cauza lui Liana, că e sora ei. Înțelegi? Și te dore. Cât de cât, că ți-i frate, te dore. Dar eu vă atrag atenția la alții care sunteți frați. Să nu vă doră, măi. Când vrea să-ți facă rău, când vrea să-ți distrugă familia, când vrea să întâmple ceva în caz în familie, să nu-ți pară rău. Dă-i șpiț, că ți-i frate, că ți-i soră. De ți-i soră, pune-o în genunchi și dă-i muie. De ți-i frate, șpiț, ieși. Dacă tentează, înțelegeți? Deci, domnilor, auziți aici, e cam deodată, Pochili, cu acele postări care le făcea și nu numai postări. Băi, oameni, băi, eu cumpăra la asta roche de mireasă, băi. Și din ele i-o trimis pachet acolo în Turcia, înțelegi? Și Lobul la un moment dat, de oricum, eu vă spun, și acum, dacă vrei. Nu mă interesează. Și acum, înțelegi? Fă ce vrei, băi băiatule. Dani, ieși, du-te în gâtul mătii la primărie și schimbă numele de Pop Nelson. Livian să-ți rămâie dacă vrei. Schimb numele ăla de Pop Nelson. Jos, înțelegi tu? Nu merge cu mine din astea. N-ai voi tu să-mi porți mie numele câteodată, mă dai făi mie. Înțelegi? Bun, acum, ce-a fost acolo, ce n-a fost? Băi, oameni, mă. Și mai spunea, așa, pe mama lui nu am mai sunat-o în ultima vreme. Pe i-am spus la cocotiera. Auzi, bot, dacă odată te-am prins asupra faptului că ai vorbit cu moa, te răstăgnesc pe cruce ca pe Iisus. Să nu mă faci să-ți iau numărul de telefon, să mă duc să scot convorbirile, că plătesc. Convorbirile, cine te-o sunat, cine, înțelegi? Dar eu am încredere în cocodnașa mea. Eu am încredere. Când îmi spune Simone, stai liniștit că așa, eu am încredere. Înțelegeți? Și așa n-am mai sunat ultima și știu că tata lui nu mă place. Dar n-am cum să te plac tu, fată. N-am cum, nu pe tine. Dar nu băgă mai le la întrefete. Nu pe tine. Pentru că tu ai făcut filme porno. Alo, mă, să ne înțelegem. Voi, ăștia care înjurați, davar Dumnezeu să vă dea ei. La băieții voștri, nu roră cu filme porno. Iar la fetele voastre, cameră web. Să facă ce-o făcut și ei. Înțelegeți? Deci, băi, oameni, bă, oi fi eu sărăcuț și de-abia m-am nici și mă ăsta. Am și eu pretențiile mele că câteodată vorba aia nu, haina face pe om, banii n-aduc fericirea, hai să abuzăm și noi de treaba asta. Numile. Înțelegi? Dar la mine mărtoche, mă. La mine mărtoche. Și n-ai tu cum să încalci mie pragul și să ăsta la mine, să stai tu cu mine la masă, să ăsta. Never, never, never. Înțelegi? Dar eu vă spun altceva, înțelegi? Mă, că trebuie să ăsta, trebuie să... Eu nu vreau să intru subiectul ăla, înțelegi tu? Să vă spun și altceva. Așa. Bun, nu mă plac. Situația este oarecum asemănătoare. Asemănătoar, sunt altfel, sunt independentă și ce-mi propun reușesc să realizez. De aceea nu-mi pierd speranța. Sper că le schimb părerea după... despre mine, când voi reveni în țară să mă cunosc așa cum sunt și atunci chiar o să mă îndrăgească. Să nu mă îndrăgostesc? Să nu mă îndrăgostesc? Înțelegi?
Înțelegeți? Auzi tu, fată. Doamna Mantea, știi foarte bine. Știi foarte bine că e numai coptilul ăsta, eu când am stat să explic. Când am stat să explic, măi, Lobo, mă, tu te uiți un pic, mă, la emisiunile trecute, mă. Bă, tu te uiți cum tremura tăt, când îl prinde pe Bobiciu și îl săruta, mă. Mă, tu te uiți când o plâns după Bobiciu. Bă, tu te uiți când tremura tăt, după Oianu, mă, și să săruta, mă, și ai văzut clipul cu Oianu, mă. Nu-i mai băgăm-o și pe ăștia, înțelegi? Eu zic de acolo, Bobiciu Oianu. Bă, cu nu ne-ai văzut, mă, bă, omul, eu făcut nunț cu ăia, mă, eu îmbrăcat-o mireasă, mă, plângeai, mă, și de alea, mă, și vai șamar, mă. Băi, coptile, mă, tu pui botul, mă, la tăcea asta. Înțelegi? Înțelegi? Băi, oameni, auziți aici. Eu vă spun atâta. Luptați-vă pentru copiii voștri, dacă puteți să-i îndreptați, să-i aduceți pe calea cea bună. Dintr-o cărare. Dintr-o cărare cu drum no sens. Înțelegi? Rătăcire. Căutați-vă să-i aduceți pe drumul ăla bun înapoi. Nu să ziceți exact cum i-a zis mie, Dava Jmuie, să vă dau, lasă-l să se bată singur cu capul de păreți. Pentru că în momentul ăla, când el se bate cu capul de păreți, el e tânăr, nu realizează, dar tot pătinca părinte te deranjează. Te dracului de împuțit, bobocioaielor. Înțelegeți? Da, doamna Mantea, cam așa, cum eu v-am spus. Eu nu! Mai avem noi teatru nostru. Mai avem noi teatru nostru. În ce muncim și ce facem. Că fără un teatru frumos n-am avea succes. Tocmai de aia, repet și spun încă o dată, oricând în viață ne vom întâlni, îți pup mâna, glumim, povestim, bem o cafea, oricând ai drum până în Cluj, poți să mă contactezi, să vii să-ți facă Liana o prăjitură din aia. Da, nu mai intrăm în subiecte. De ce? Pentru că știu că asta e meseria pe care o ai, știu că primești comenzile, știu că tot e prin cască și așa. Acum că mai bași câte o piedică, două, aia e cu totul și cu totul altceva, că de aia ești moderator și trebuie să-ți dai salarul. Dar să nu uităm, eu de când e emisiunea asta Puterea Dragostei, ăștia s-o părticică. Ăștia s-o părticică. Înțelegeți? S-o părticică. Înțelegeți? Domnilor, să nu credeți că ca și la gușterii ăia, ca și la gușterii ăia, care umblă cu, își pune pachete cu hârtii, cu xeroxuri, cu capace, cu din alea. Știți voi, nu vă mai dau eu nume, să nu credeți care cumva. Înțelegeți, băi, oameni, băi, le dăm pe licurici, le dăm pe tăși, ce vreți voi. Deci, alo, domnilor, vedeți că munca-i muncă. Am să-ți înles? Iui. Gândești că eu am femeie la produs. Deci, eu am făcut bani cu emisiunea asta. Prin clipurile care, dar lăsați-o moale, lăsați-o fără șanș, că tu, fată, lasă ștourile astea și cum să vii tu la Cluj, auzi, nu rănunesc un mondial, tu la ei, domni, că mi-l scot și mi-l lungesc. Mi-l lungesc ca la pleșă. Bă, alo, bă. Înțelegi? Și acum, voi ăștia care mă întrebați pe mine, Nelson, dar de care fată ți-ar place de acolo? Vă spun adevărul. Singura fată, domnilor, după cum vedeți, 41 sfert. Singura la fată de care mi-ar place, care e deșteaptă, frumoasă, stilată. Dacă ar fi maxima cerere, n-ar fi încotro în lumea asta și pe pământul ăsta, ar fi ela. Dar, având în considerare vârsta, etatea, nu se potrivește. Înțelegi? Că
după ce termină el acolo, vrea să mă contacteze, Nenea Nelson, da, vreau să scot o piesă, două, trei, da, te duce tata la studio, îți dă tata linie muzicală, îți dă tata piesă și merem pe bariton. Da? Înțelegi? Atât? Deci, nici o fată, măi, oameni, mă, că v-am spus. Să lăsăm la o parte pe ăștia care sunt soră și care rămân gravide și care, nu știu cum ziceți că o rămas gravidă aia, că o rămas gravidă aia, când voi singuri ziceți că nu-i voie să aibă contact. Nu. Că-i amendați, că-i dați afară, că în fine. Domnilor, vă pupă tata Nelson Mondialu și vă repet. Vezi-ți tu, fată, de cărările tale tu. Că și așa am văzut că vrei, numai ăsta, copilul ăsta, nu seamănă cu mine, seamănă cu măsa. Eu la măsa pot să-i zic oricât e verde și pe pământ. Că nu zice nimic. Tot așa. Bine, bine. Bine. Vedeți că în clipul caut să o enervez. Nu zice nimic. Mai bine mergi, mai izbucnești câteodată când fac eu câte o năzbâtie de ordinul miilor de euro. Adică să spar, să distrug. Înțelegi? Așa e și logo. Acum, noi ce vedem până acum, până în zilele astea, e vrea să-l scoate exact ce i-am zis eu la logo. Ai grijă, caută să te facă de rușine, să te defăimeze. Să te piși pe defăimarea și pe rușinea aia, Lobo. Că o să decazi în fața publicului. Stai cu minte că nu o să ajungi nici un... și dacă decazi. Au fost alții care au decăzut și au mărs și îți bine. Stai cu minte că lumea se schimbă. Lumea, apa, aerul și fraierul. Înțelegi? Stai cu minte. Dar ea o să, din rău ăla, pentru că ea chiar o crezut. Păi cum să crezi tu așa ceva când eu te văd că ai gheciuri calde aici și le tragi cu limba în gură și văd ce faci și ți-ai băgat degetele în fund și din ele și Doamne, e fer și apără de unde, aoleu, aaa, și ai, tu ai pretenții și visezi să dormi în penthouse-urile mele, în palatul meu, păi palat aici tu, tu crezi că dacă e la bloc, ăsta e palat, e palat, păi uite-te ce, nii, lemn, gorun, înțelegi? Păi nu ai cum să ăsta, tu ai visat prea mult, ai visat prea mult, săracă, e săracă, înțelegi? Păi visează la unul de pe la Brăila, de pe la Galați, care are traseu, zonile alea, înțelegi tu? Înțelegi? Cu cluburi, cu din ele, nu visezi tu la așa. Nu-i Liana Cască, era Liana Cască, nu făcea. Nu-i acasă, nu-i, uite. Ăla lui Lobo e acolo. Înțelegi? Pe nimă ce tablou i-am pus la Lobo. Am zis, Lobo, tu ești ăsta. Uite, tu ești ăsta, mă, cocotier. Înțelegi? Pe cum, mă? Da, da, domnilor. Cam atât am avut de spus. Sper ca să înțeleagă lumea că nu-i loc nou. Copilul nu-i pentru așa ceva. El, dacă vă dați seama și dacă îl urmăriți atent, el e foarte deștept, e foarte ăla, dar un pic, dacă deviază, e pe din asta de copii de 15, 16, 17, 18 ani. Înțelegeți? Deci nu-i că hau-hau și din alea. El e așa ca mine. Așa am fost și eu ca el. Să nu-mi ajute Dumnezeu dacă vă minte. Așa am fost și eu ca el și eu. De-aia, uite, Benny n-a făcut atâta rău părinților, adică la măsa. Copilul omăr și-a făcut ce-o știut, s-a dus la lucru în Italia, restaurant, în bucătărie, înțelegi, și-a luat o fătuță acolo de la noi din cartier și e bine, înțelegi? N-a făcut atâtea, n-a făcut. Ăsta cam a făcut, ăsta a făcut. Lobo, oh, nu lua pe aia, Lobo, că am văzut, știu. Du-te, mă, de-i. Bă, Lobo, eu... Nimic. Înțelegeți? Așa am făcut și eu la tata și de-aia am căutat eu ca să-l aduc pe linia bună. Pentru că eu ce i-am făcut la tata au fost dureri și supărări. Înțelegi? Și am zis, mă,
Nică durerile și supărările astea vin înapoi la bucătămin. Ne le face el. Și am zis, ia să încerc să duc durerile astea în altă parte. Oricum. Pe mine m-a salvat voi. Că dacă nu eram cu YouTube-ul și trebuia să stau în casă și să mă uit la televizor să văd cum sare aia Bianca, să nu-i mai zicem aia, sare aia cu gura așa-l prindea. Așa-i băga și limba până în gât. Bine, că eu făcut spălături alții până la el. Eu făcut spălături tăciu băgat Toianu acolo. Înțelegeți, Doamne feri, că eu, îmi vine să zgâriș tu cu Veneția jos, bă, camarul. Dar auziți, rapide, m-am apucat de live. Și îmi dădeam omul și trece. Că de nu eram gata. Eram gata. Înțelegi tu? Măi, eu am lăsat bani acolo, eu ai veverița. Tu l-ai, Doamne, să nu-mi iei macine. Io, și mi-o șorută, eu, tata, puța. Dorme, puța mea dorme. Dorme, uitați, aici. Și mi-o șorută, eu, tata. E peste cap dată. Vățuc, mă, vățuc, doamna Mantea. Vă pupă, tata, nu-ți mundialul. Și mi-o șorută, eu, tata, de bandită. Iau!